la ordine. I-am pus să aprindă lumina, scutarul văd că nu e aici, deci suntem la mâna dumneavoastră. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are about to begin. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați Please take your seats. Let me first introduce myself. Mai întâi de toate să mă prezint. Mă numesc Sergiu Celac, ambasador de carieră. Acum președinte onorific al centrului New Strategy. Și am onoarea să vă prezint un panel de vorbitori foarte distins care se vor ocupa de subiectul securității regionale de la Marea Baltică la Marea Adriatică, trecând prin Marea Neagră. Este vorba de o inițiativă care vine ca un dar al diplomației poloneze din partea oamenilor politici, oamenilor de știință și politicienilor polonezi, dar pe care aceștia l-au făcut practicienilor din domeniul științelor politice și a aplicațiilor în domeniul politic, inclusiv până aici în România. Deci ne face o deosebită plăcere și suntem onorați să vă fim parteneri în acest proiect nobil și aproape aristocratic. I shall not enter into the history or details of nu o să intru în detaliile istorice ale acestei inițiative de politică externă, care a fost pe drept cuvânt descrisă nu numai ca o inițiativă geopolitică, ci și ca una geoeconomică. Și aș dori să vi prezint pe vorbitori. Printre primii se numără profesor dr. Bogdan Aurescu, consilier pe probleme de politică externă al președintelui României, o carieră foarte distinsă care este presărată de preocupări universitare și activități diplomatice. Este un fost ministru de externe al României, membru al Comisiei de Drept al ONU și profesor de drept public internațional în cadrul Universității din București, iar anterior a avut trei mandate ca secretar de stat. A negociat probleme de drept și militare și a participat la multe conferințe interguvernamentale, conferințe și întrevederi.
la stânga mea, deci dreapta dumneavoastră, îmi face plăcere să îi urez bun venit domnului Witold Dzielski, care este director al biroului de afaceri externe din cadrul Cancelariei Președintelui Republicii Polone. A debutat timpuriu în organizații, membre ale societății civile și organizații care militează pentru drepturile omului, activat în cadrul ambasadei polone din Washington DC și a fost un far călăuzitor în cadrul Ministerului de Externe al Poloniei. A publicat lucrări atât pe teme de știință politică, cât și lucrări de ficțiune. În dreapta mea se află domnul ambasador Gheorghe Magheru, ambasador de carieră. În 1990 s-a alăturat Departamentului de Externe, când și eu aveam activități în cadrul Ministerului. Și care a fost detașat în multe țări, deosebi în cadrul Consiliului Europei, în calitate de ambasador, a fost director politic și director general în mai multe directorate în cadrul direcții în cadrul Ministerului de Externe. Îl avem alături de noi și pe domnul Adam Eberhardt, în stânga mea, care este director al Centrului pentru Studii Estice din Polanda, din Polonia, și care a participat la întemeierea New Strategy Center, fiind de asemenea membru activ al consultărilor bilaterale și proiectelor comune. Și ne dorim să vă vedem mai des în România și, de asemenea, așteptăm cu nerăbdare să vă vizităm în Varșovia. Îi dau acum cuvântul excelenței sale, domnului Bogdan Aurescu, consilier pe probleme de politică externă al președintelui României. Vă mulțumesc mult, domnule ambasador și fost ministru de externe, Sergiu Celac. Îmi face o deosebită onoare să împart această scenă cu Witold, care este un este omul cheie din Cancelaria Prezidențială a Poloniei, îndeosebi când vine vorba despre discutarea problemelor care țin de inițiativa celor trei mări. Vom avea la București un summit în luna septembrie și îl vom avea de asemenea atunci și mă bucur să mă aflu aici alături de dumneavoastră pentru că din afară acest parteneriat român-polonez este unul foarte puternic, avem o relație vibrantă și acest lucru a fost consolidat și de vizita pe care președintele nostru a făcut-o în Varșovia de curând. De asemenea, am fost gazdele, împreună gazdele unui summit din Varșovia. Discutăm acum despre inițiativa celor trei mări și de pregătirea summitului care va avea loc în București. Îmi face plăcere acest lucru pentru că vă pot spune foarte pe scurt că această inițiativă, care la origine este o inițiativă croato-poloneză, a trecut printr-o serie de elemente cheie în parcursul său și în clădirea importanței și a obiectivelor pe care și le-a fixat. Întrevederea inițială din New York în 2015, primul summit de la Dubrovnik în 2016, care a fixat scena pentru un format de nivel înalt al dialogului în ce privește problemele de conectivitate din regiune, apoi anul trecut summitul de la Varșovia, despre care pot spune fără nicio urmă de ezitare că ne-a ancorat această inițiativă în spațiul transatlantic. Am hotărât așadar ca în 2018 să fim gazdele summitului
și a forumului de afaceri care va avea loc în această perioadă. Suntem convinși că este o inițiativă care este bazată pe nevoile reale ale celor trei state participante de a tinde către o reală convergență a economiilor noastre cu partea vestică a Europei. Și încă de la început, țin să spun și vom vorbi despre aceasta și în cursul dezbaterilor, e adevărat că inițiativa s-a confruntat cu o percepție greșită care se baza fie pe contextul său geopolitic și istoric sau care ținea de presupusul său obiectiv de regionalizare a acestei zone. S-a crezut că inițiativa a fost proiectată ca un instrument al Statelor Unite care avea rolul de a dezbina Uniunea Europeană. Cred că poziția României este una foarte potrivită de a duce la îndepărtarea acestor percepții greșite. Suntem un element care are un parteneriat strategic cu Statele Unite și un rol important în zonă. Și cred că documentul de politică care va fi prezentat va contribui la aceasta și va arăta de ce inițiativa aceasta are un impact pozitiv și va aduce valoare adăugată pentru regiunea noastră. Încă de la început am hotărât să începem mai devreme, din noiembrie anul trecut. Am avut un comitet comun în București și scopul acestei întrevederi a fost de a stabili conceptul și obiectivele inițiativei și ale summitului din 2018. După această întrevedere încununată de succes, toate cele 12 state participante au un punct de vedere comun asupra obiectivelor, care aceste obiective fiind dezvoltarea economică comună, pro-UE și pro-legăturile transatlantice. Acum aș dori să le iau pe fiecare în parte, pentru că sunt trei piloni importanți ai inițiativei. Prima inițiativă contribuie la dezvoltarea economică a regiunii, definită de cele trei mări, Marea Baltică, Adriatică și Marea Neagră. Prin realizarea unei infrastructuri interconectate, nord și sud, în domeniul transporturilor energetic și cel digital. Această inițiativă caută să modernizeze și să sporească competitivitatea economiilor celor 12 state participante, întărind interconectivitatea regională. Cel de-al doilea obiectiv are legătură cu sporirea convergenței reale între cele 12 state membre pentru îmbunătățirea coeziunii interne a UE. Și face acest lucru promovând sinergiile pentru a permite o integrare mai bună și o relansare a proiectului european. Cea de-a treia axă contribuie la întărirea legăturilor transatlantice. Noi considerăm că o prezență a UE în regiune, complementată de prezența militară SUA, va servi drept catalizator pentru întărirea cooperării în regiune și pentru întărirea parteneriatului transatlantic. De aceea am spus că această inițiativă reprezintă contribuția europeană la parteneriatul transatlantic. Pe partea militară, această inițiativă a celor trei mări este diferită de inițiativa de cooperare inițială în formatul acela din București. Sunt două inițiative complementare. Inițiativa B9 este bazată pe o agendă de securitate, flancul de est al NATO, apărarea flancului de est al NATO. Inițiativa celor trei mări se orientează exclusiv pe creștere economică, interconectivitate și dezvoltare. Deci, aceste două inițiative sunt distincte, dar complementare. Și cred că ambele merită să le acordăm
o egală atenție și să facem eforturi în egală măsură către dezvoltarea lor. Întrevederea din Varșovia de săptămâna trecută a fost un pas important în această direcție. Chiar dacă inițiativa celor trei mări are obiective economice, acestea au și implicații strategice, dat fiind interconectivitățile pe care ni le-am fixat. Și vă mă voi referi acum la câteva dintre acestea. Regiunea poate deveni un motor al creșterii economice. Spre exemplu, în sectorul energetic, această inițiativă poate contribui la crearea unor condiții favorabile pentru o piață energetică realmente integrată, o componentă puternică a Uniunii Europene Energetice, liberă de influențe străine. În domeniul transporturilor, o infrastructură bine planificată și interconectată, îndeosebi în transporturi, comunicații, energie, poate contribui la ceea ce discutăm în prezent între UE și NATO, și anume mobilitatea militară. Permiteți-mi să mă opresc puțin asupra acestei zone de interes strategic. La nivel UE și NATO am hotărât că trebuie să facem pași în direcția mobilității militare pe axa nord-sud și pe flancul de est. Avem nevoie de fluiditate în transporturile militare între nord și sud și trebuie să construim și să menținem o infrastructură de tipul drumurilor și căilor ferate. Și cred că această inițiativă a celor trei mări este poate servi drept platformă de pornire pentru interconectivitate care va avea un impact strategic asupra acestei mobilități militare. Pe partea digitală, dezvoltarea noii economii digitale va duce în cele din urmă la întărirea capacităților de apărare în ce privește criminalitatea informatică. În inițiativa celor trei mări am identificat zona transporturilor și cea a comunicațiilor digitale drept elemente de interes maxim. Prin summitul pe care îl vom organiza în septembrie în București, încercăm să ajungem la o nouă etapă în dezvoltarea acestei inițiative, concentrată pe livrabile concrete. Și vă voi prezenta la ce ne-am gândit pentru acest summit. Intenția noastră este să trecem dincolo de simpla adoptarea unei declarații politice. Evident că vom adopta o astfel de declarație politică, pentru că e vorba de un summit, dar pentru ca inițiativa să fie eficientă și să aducă valoare adăugată, e nevoie și de rezultate concrete. Mai ales pentru că această inițiativă se concentrează pe creștere și dezvoltare economică. Primul obiectiv se poate prezenta sub forma unei liste de proiecte în ariile transportului și comunicării digitale. Obiectivul este de a eficientiza sprijinul politic acordat unui număr limitat, dar semnificativ de proiecte regionale de intercontinentalitate, atât existente cât și noi, care să atragă interesul investitorilor americani și europeni și internaționali. Vorbesc aici despre instituțiile financiare internaționale, care vor fi și ele prezente și la summit și la forumul de business. Și summitul va fi folositor celor 12 state, permitându-le să își prioritizeze resursele pentru proiectele esențiale ce țintesc către dezvoltarea regiunii. Pentru ca toate aceste lucruri să fie posibile, am demarat procesul de pregătire. Este unul foarte complex, poate că sunteți la curent cu faptul că anul trecut, cu ocazia summitului de la Varșovia, s-au prezentat 160 de proiecte din partea participanților, bazat pe expertiza unei comisii independente din Croația. Dar nu am avut timp să ne consultăm și cu statele participante la vremea respectivă și am încercat să demarăm un nou proces, pentru că acesta era mult prea îndelungat. Așa că am hotărât ca pentru întâlnirea din noiembrie din București să avem o listă care să ne vină din partea guvernelor. Deci să
aibă avalul autorităților. Criteriile, de asemenea, au fost discutate, acele criterii pentru a identifica la nivel național proiectele viabile și, dacă sunteți interesați, care sunt aceste criterii? Impactul regional al proiectului, compatibilitatea lor cu prioritățile și politicile UE, apoi un număr minim de țări implicate. Numărul minim trebuie să fie de 3. Și două dintre acestea trebuie să participe la inițiativa celor trei mări. Deci încercăm să excludem în felul acesta proiectele simple, cele bilaterale. Deci vrem să avem proiecte dense, să avem proiecte care să implice tehnologiile noi și inovante, care să îmbunătățească infrastructura existentă și evident că criteriul fezabilității este unul important. Ca organizatori, la momentul de față, fiecare țară își definește prioritățile. Peste jumătate dintre participanți au supus deja o listă cu liste cu prioritățile lor. Trebuie să spun că în România, la nivel național, administrația prezidențială a dezvoltat o cooperare foarte bună pe această temă cu guvernul României. Miniștrii au prezentat deja propunerile inițiale. Lucrăm la cernerea acestei liste și deci avem o listă de priorități naționale care se va alătura celorlalte. În final vom ajunge la o listă regională care va fi aprobată de participanți. Organizarea primului forum al inițiativei celor trei mări. Acest forum se menționează de către Comisia la Varșovia și va fi derulat în paralel cu summitul politic de la București. Va reuni reprezentanții de companii și oficiali din țările participante, dar și din SUA și din restul Uniunii Europene, din restul Balcanilor, Ucraina, Georgia, Turcia, împreună cu alte state implicate, cum ar fi, alte entități implicate, cum ar fi Comisia Europeană și instituțiile financiare. Aceasta pentru a se stimula relațiile comerciale și investițiile din zonă și se va discuta implementarea proiectelor prioritare, precum și discutarea motoarelor de inovație, cum ar fi IMM-urile, tinerii întreprinzători, incubatoarele de afaceri. Și noi dorim ca acest forum să devină un eveniment anual găzduit de către diferitele țări participante din cadrul inițiative. În forum se mai creează și ocazia pentru firmele implicate să aibă sesiuni de discuții cu alte firme, precum și cu guvernele, pentru a întări parteneriatele economice din regiune. Forumul va cuprinde și o sesiune de dezbateri privind implicațiile mai largi ale activităților inițiativei, mai ales în ceea ce privește implementarea proiectelor prioritare. Și bănuim că includerea acestui aspect în forum susține gândirea analitică a grupurilor de reflexie. Împreună cu SUA am hotărât să organizăm, să-i dăm această dimensiune politică și așteptăm circa 400 de participanți la acest forum. De asemenea, vrem să creăm o rețea de camere de comerț din țările participante pentru a susține activitățile forumului comercial. Alte livrabile ar putea fi crearea unui fond de investiții al inițiativei celor trei mări pentru cofinanțarea proiectelor sprijinite de către inițiativă, pentru că, v-am spus, nu ne bizuim doar pe banii europeni și americani, vrem să prioritizăm și propriile noastre resurse, iar acest instrument ar fi de folos. Este promovat de către Polonia și cred că Witold ne va oferi detalii privind conceptul și
cum a fost proiectat acest fond de investiție. Vom avea și un site oficial al summitului și lucrăm și asupra altor livrabile. După cum am spus inițial, această inițiativă s-a confruntat cu mai multe prejudecăți în ceea ce privește obiectivele. Publicul larg, dar și jurnaliștii știu încă destul de puțin despre această inițiativă. De exemplu, săptămâna trecută, când președintele polonez când am vizitat o conferință cu președintele Iohannis, obiectivele pentru summitul la București, pentru summitul B9, au fost discutate și aș dori să salut documentul de politică comun al României și Poloniei, care va fi prezentat în scurt timp. Cred că acest document de politică prezintă, pe de o parte, o contribuție conceptuală importantă la această inițiativă a celor trei mări și perspectivele acestuia. Pe de altă parte, este un instrument util pentru diseminarea în rândul publicului a problematicii acestei inițiative. La începutul acestei inițiative, care diferă de alte concepte geopolitice de după al doilea război mondial, cu care se asociază uneori, această lucrare ia în vedere și concepțiile diferiților actori europeni și globali privind această inițiativă, dar oferă și un tablou echilibrat privind provocările cu care se confruntă inițiativa în obținerea rezultatelor cheie. Și am vrut să pun accent în această prezentare pe livrabile. De asemenea, se deschide dezbaterea țărilor din Balcani, precum și Georgia, Moldova și așa mai departe, privind subiectul interconectivității și cred că va fi de interes și pentru liderii summitului din București. Această inițiativă nu evoluează izolat de alte procese care se derulează în Europa. Este o inițiativă bazată pe nevoi, care își propune să sporească competitivitatea țărilor membre limitrofe celor trei mări și să ducă la un nivel sporit de convergență cu restul Uniunii Europene. După întâlnirile de acum două săptămâni din Washington, pot să vă confirm că SUA sprijină puternic această inițiativă. Interesul SUA se leagă foarte mult de legătura transatlantică. Inițiativa celor trei mări este o ocazie de a consolida legăturile economice din regiune, precum și între această regiune și SUA, care va aduce o valoare adăugată și pentru parteneriatul dintre UE și SUA. În ciuda diferențelor care se pot remarca astăzi, până la urmă este vorba de o singură comunitate de interese și valori politice și nu ne putem permite să lăsăm această legătură să slăbească. România va găzdui summitul în septembrie pentru a aduce valoare adăugată acestei inițiative prin livrabile concrete pentru țările din regiune, în conformitate cu poziția noastră pro-europeană și pro-euroatlantică. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să aibă loc dezbaterile. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Acum, domnule Dzielski, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ambasador Celac. Mulțumesc pentru introducerea dumneavoastră, foarte amabilă, poate prea amabilă.
Ați menționat că această inițiativă a fost un dar oferit de către Polonia țărilor din regiune. Pentru președintele Poloniei, acest concept a fost încă de la începutul președinției sale un element al campaniei prezidențiale, iar Polonia a fost onorată să fie una dintre țările inițiatoare ale inițiativei. Dacă ne uităm acum la cine deține conducerea, vedem că sunt trei țări care dețin conducerea, să spunem, România, Croația și Polonia. Însă, desigur că toate țările din zonă participă activ în această inițiativă. Vă mulțumesc, domnule ambasador Aurescu, pentru cuvintele amabile. Între Polonia și România există cooperare strânsă în multe zone, mai ales anul acesta, și având în vedere summitul B9 de la Varșovia, precum și summitul celor trei mări programat pentru luna septembrie în București. Voi încerca să vă vorbesc pe scurt, fără să repet ceea ce a spus domnul Bogdan Aurescu, referindu-mă la patru aspecte, puțin despre aspectele politice ale celor trei țări, despre potențialul acestei inițiative. Voi menționa unele proiecte ca exemple ale proiectelor prioritare menționate anterior și, pe scurt, mă voi referi și la relațiile transatlantice din perspectiva celor trei țări și, de asemenea, la problema fondului. În ceea ce privește aspectele politice, după cum s-a menționat deja, acesta este un instrument puternic pro-integrare din regiunea noastră. Nu este îndreptată împotriva cuiva, cum spunea și Bogdan, ci este un instrument orientat către integrarea în Uniunea Europeană. Problematica este transportul, energia, aspectele digitale, dar este loc și pentru alte subiecte de interes transfrontalier, cum ar fi mediul. Și acesta poate fi încadrat în inițiativa celor trei mări. Acesta se referă foarte mult la coeziune în cadrul Uniunii Europene, consolidarea Uniunii Europene, îmbunătățirea și consolidarea comunicării și consolidarea Uniunii Europene în ansamblu. În cadrul inițiativei încercăm să apărăm valorile unității europene, cum ar fi instituțiile judiciare, bugetele, precum și cele patru libertăți europene. În ceea ce privește aspectele politice, trebuie să menționăm și legătura transatlantică menționată de Bogdan deja. Din perspectivă poloneză este ceva foarte important și este de asemenea importantă pentru toate celelalte țări din cadrul inițiativei care au relații speciale, fie de ordin istoric, fie economic, deci o legătură specială cu Statele Unite. În prezent, credem că, în ciuda unor subiecte mai delicate de pe agenda discuțiilor dintre SUA și Uniunea Europeană, este foarte important să cooperăm strâns pentru a menține aceste legături transatlantice puternice. Și aceasta este o valoare împărtășită de țările inițiativei celor trei mări.
cele 12 țări din regiune, cu o populație de circa 112 milioane de locuitori, cu un o creștere a PIB-ului de aproape 4%, cel agregat este peste 1,4 trilioane de dolari. PIB-ul agregat este de peste 3 trilioane de dolari, ajustat la puterea de cumpărare, și în ceea ce privește importurile de gaz, peste 40 de milioane de metri cubi de gaz natural pe an, iar această cerere este în creștere, firește. Acestea sunt câteva cifre de bază care pot face o imagine privind cele trei țări. După cum spunea și Bogdan, anul trecut, colegii croați au prezentat acel document cu circa 157 de proiecte de infrastructură care fie sunt în derulare, fie sunt în discuție. 67 de transport, 58 de probleme de energie și 70 de probleme de aspecte digitale. Deci, iarăși, o inițiativă transfrontalieră care demonstrează potențialul dezvoltării din regiune. Merită să menționăm faptul că s-a remarcat deja și chiar s-a susținut înaintea acestei inițiative de către Uniunea Europeană în cadrul programului rețelei transeuropene de transport. Al treilea punct al prezentării mele are de a face cu prezentarea câtorva exemple de proiecte care merită remarcate măcar din perspectivă poloneză. Nu este neapărat nevoie ca acestea să devină proiectele prioritare menționate anterior, dar vi le spun ca să vă faceți o idee. Din punctul polonez de vedere, unul ar fi coridorul Baltico-Adriatic de transport, care ne unește Polonia, Austria, Slovenia, până în Italia. Apoi, transportul pe apă. Ca exemplu, un proiect drag cehilor, coridorul Dunăre-Alpi, un proiect foarte popular în Polonia, dar nu numai, deoarece este străbate și alte țări, este Via Carpatia, de asemenea un proiect cunoscut și în România. Deci sunt proiecte de transport care trec prin Bulgaria, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Ungaria, dar includ sau s-ar putea să includă și Ucraina, Turcia și Grecia, deci niște țări în afara inițiativei celor trei mări. Mai există și proiecte de căi feroviare, cum ar fi proiectul Amber, care reunește Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, precum și numeroase proiecte energetice de interes pentru Polonia este coridorul Nord-Sud. În termeni simpli, este o conductă de gaz natural care se folosește de terminalul deja existent, Cernovice, dar coboară până în Croația, unde într-un viitor apropiat va exista un terminal. Și al patrulea punct al prezentării se referă mai mult la contextul transatlantic. Deja am menționat semnificația Statelor Unite pentru acest proiect și interesul și deschiderea tuturor țărilor din regiune ca SUA să fie prezentă. Sigur că nu este vorba doar de sentimentul
de sentimentele americanilor, ci este vorba de interese comerciale și noi recunoaștem că pentru colegii americani această zonă a celor trei mări este foarte atractivă din mai multe motive. Creșterea, perspectivele de dezvoltare, investițiile deja existente de câțiva ani. Iar un subiect care a căpătat amploare recent este politica energetică. După cum știți, perspectivele exportului de gaz natural lichefiat din SUA către America este în creștere. Deja există două terminale, un parțial gaz lichefiat american deja se livrează, dar există loc pentru mai mult. În anii viitori, americanii își propun să deschidă 6-7 terminale în total, iar regiunea celor trei mări este una pe care o privesc cu interes. Promiteam să vă spun și ceva despre fond. Acesta este un proiect pe care nu am multe detalii. Totuși, noi credem că el ar putea să accelereze dezvoltarea din regiune. Țările celor trei mari sunt interesate în acest sens. Bănci, fie de dezvoltare, fie anumite agenții în funcție de țară, au intrat în contact, au încheiat deja câteva acorduri preliminare. Deci, va trebui să vedem cum evoluează. În orice caz, este un proiect care se află în discuție și care merită o atenție sporită cu ocazia summitului de la București din septembrie. Vă mulțumesc! Thank you, director Dzielski. Mulțumesc, domnule director Dzielski. Punctul 2 pe ordinea de zi este prezentarea acestui document de politică comun. Sub direcția New Strategy Center. Îi dau acum cuvântul domnului Gheorghe Magheru. Mulțumesc, domnule ambasador și președinte onorific al New Strategy Center. Și așa cum îi spuneam domnului general Camporini acum câteva minute, mi-a venit mie rândul să vă pun la încercare rezistența după după toți antevorbitorii mei. Voi da silința să fac tot ce îmi stă în puteri ca să vă mențin treji. Documentul acesta de politică comun pe care îl vedeți are și un rezumat și cred că este un exercițiu interesant, un exercițiu de inginerie politică pe care l-au făcut aceste două think tank-uri, cel polonez și cel românesc, care s-au întrunit pentru a elabora acest document și pentru a pune bazele unei încrederi strategice. De ce spun încredere strategică? Pentru că avem o inițiativă prezidențială pe multiple paliere. În momentul în care ea a debutat,
A început așa cu o inspirație din partea Sfântului Duh, să zicem, care a dat scânteia, dar acest proces nu avea încă o viziune clară. Deci una dintre sarcinile noastre a fost ca în paralel cu ce făceau guvernul și administrația prezidențială, să încercăm să limpezim lucrurile și atât din punct de vedere temporal și să trecem dincolo de tensiunile geopolitice care au conturat continentul nostru, dincolo de specificitățile regionale și să vedem unde anume se potrivește această inițiativă. A fost menționat de către domnul ambasador Celac faptul că vectorul principal sau motorul principal a fost inițial Polonia și eu cred că Providența a intervenit aici și mi-a permis ca săptămâna trecută să descopăr un articol scris de un istoric și politician român, Gheorghe Brătianu, scris în anul domnului 1938, pe 30 martie, și printre dumneavoastră știți ce se întâmplau la vremea, se întâmpla la vremea respectivă și acest articol reflectă tensiunile politice de la vremea respectivă și voi citi un paragraf din acest articol scris în perioada dintre cele două războaie. Se spune așa: când puterile vestice, pe vremea când puterile vestice păreau preocupate de probleme coloniale, țări ca a mea, preocupate de independență și lupta împotriva imperialismului și de ridicarea unor bariere împotriva războiilor ideologice, s-au văzut nevoite să strângă rândurile și să întărească solidaritatea. State, multe state, de la cele baltice până la Marea Adriatică, reprezintă o zonă de creștere demografică în care națiunile au văzut modalități de expansiune a dorințelor lor după cel de-al doilea război mondial. Această inițiativă despre care vorbește Gheorghe Bărtianu nu a ajuns să fie pusă în practică. S-a vorbit aici despre B9, proiectul B9. Aceasta are legătură cu modificările suferite de harta geopolitică a Europei. Cu toate acestea, tensiunile geopolitice sunt încă prezente și recitind World Order al Henry Kissinger, mi-am dat seama că diagnosticul său merge până foarte departe în viitor. Și acest exercițiu despre care vă vorbeam, împreună cu partenerii polonezi, a fost interesant, ne-a permis să ducem vestea cea bună. Am lucrat și cu croații și cu țările baltice și asta a presupus din partea noastră un oarece efort de cercetare. Deci cadrul politic a fost stabilit de cele două administrații prezidențiale. Numai că două lucruri sunt importante. Contribuția NATO și a UE, sau poate invers spus, dintr-un punct de vedere geopolitic, am avut acele evenimente, sfârșitul războiului rece și NATO, dar atunci nu aveam un concept geopolitic asupra ce avea să presupună pentru regiunea această inițiativă a celor trei mări. Și
Aspectul acesta este interesant, pentru că acea chestiune care se pune a identității noastre în calitate de membri UE nu a fost analizată și discutată în scurta perioadă a statutului nostru de membru UE. Și aș dori să citez aici dintr-un alt polonez faimos, Vladislav Gheorghe. Seară, cred, discutam că în 95 sau 96, fost împreună la un seminar organizat de iezuiți despre viitorul Europei. Și se vorbea despre noua Europa și vechea Europa. Și noua Europa era destul de bătrână și ea, dar de fapt nimeni nu știa care să ia mai bătrân și care cei noi. Și Vladislav vorbește despre istoria națiunilor în această parte a lumii și de faptul că ea trebuie incorporată și trebuie să se țină seama de ea. Și noi ne-am dat seama că e nevoie de acest tip de cunoștință. Ok, dar acest proiect este economic. Dar ca să ai un proiect coerent, trebuie să existe integrare europeană esențială și nu numai atât. Potențialul regiunii este în cele din urmă integrat într-un proiect mai mare, pentru că, așa cum se prezenta la vremea respectivă, proiectul ar fi dus la un eșec, pentru că se concentra asupra lui însuși. Acum, ascultând proiectele Carpatia și celelalte menționate aici și gândindu-mă la capacitatea, la tonajul pe care îl suportă porturile din regiune, mi-am dat seama că o direcție complementară, o alternativă, este axa est-vest. Și aici trebuie să ne gândim la cercurile concentrice ale inițiativei. Pentru că avem membrii participanți la inițiativă, avem parteneri transatlantici și UE, care au fost menționați, și apoi avem statele vecine din Balcanii de Vest, care sunt candidați, și partenerii din Est. Și apoi avem și alți jucători majori cu interes în regiune, fie că e vorba de China, Rusia, s-a vorbit și despre Turcia, care, în fine, are un caracter aparte. Acum, axa est-vest, pe domeniul energetic. Avem axa baltic-adriatică, dar avem și axa danubiano-pontică cu proiectul Brua. Și Austria este inclusă în această inițiativă, dar trebuie să ne gândim la Dunăre și Germania are un capitol în această lucrare, pentru că printre multiplele proiecte regionale avem și strategia danubiană în cadrul UE, care poate fi complementară cu inițiativa celor trei mări. Am vorbit despre Marea Neagră. Aici avem țările participante pe țărmul de vest al Mării Negre, dar avem și partenerii externi, spre exemplu Georgia. Și de curând discutam cu partenerii georgieni la Tbilisi cu ocazia centenarului Republicii Georgiene. Și pornind la acest nucleu, inițiativa celor trei mări, putem lucra împreună, conlucra treptat pentru a ne lărgi viziunea. Și voi încheia prin a spune că acesta nu este un exercițiu final, ci este doar un exercițiu complementar care va continua. Vom obține rezultate în urma summitului, dar și noi, ca think tank-uri, vom continua procesul nostru de reflexie și vom veni cu noi soluții. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ambasador. Acum vă dau cuvântul pentru prezentarea documentului comun, domnule Eberhardt. Cu care am avut o conversație foarte fructuoasă seara trecută. Thank
Vă mulțumesc, domnule ambasador Celac, pentru invitație și aș dori să le mulțumesc și prietenilor din noul centru strategic pentru cooperarea strânsă din ultimii ani și menționez că redactarea acestui document comun a fost o mare plăcere. De asemenea, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați ratat începerea Cupei Mondiale pentru a participa la acest eveniment. Cred că vorbește despre puterea soft a acestui proiect. Cred că deja s-a spus tot ce trebuia despre această inițiativă a celor trei mări. De aceea aș vrea să o pun într-un context mai larg acum, ca făcând parte din forumul privind securitatea și se pare că, la o primă vedere, această inițiativă nu are prea mare de face cu securitatea, eu cred că da, doar că o abordează dintr-un alt unghi. Astăzi suntem într-o vreme tulbure, ne confruntăm cu o criză sistemică atât în vecinătate, și mă refer la politica revizionistă rusească, care încercarea de a revizui ordinea postbelică, provocările din Orientul Mijlociu, din Africa, dar turbulențe și în ceea ce privește instituțiile care au fost integrate în ultimii ani, adică o imprevizibilitate crescută a partenerilor, criza din zona euro, criza migrației, o criză a fundațiilor sociopolitice ale Europei, ne confruntăm cu Brexitul, care ne confruntă cu părerea sumbră, cum că Uniunea Europeană nu numai că nu se extinde, ci s-ar putea să meargă în direcția opusă. O altă problemă se referă la legăturile transatlantice și pierderea încrederii progresiv între partenerii europeni și America. Aș dori nu să detaliez aceste provocări, ci faptul că, în ciuda lor, Europa Centrală pare să se dezvolte în continuare în bune condiții, totuși rămânem vulnerabil față de amenințările externe. O cooperare mai strânsă între Polonia și România, între alte țări din Europa Centrală și de Est, este una dintre soluții. Am elaborat parteneriate strategice între țările noastre, de mai multe țări. Aproape 10 ani s-a inițiat acest lucru. Inițial părea să fie mai mult exprimarea unor aspirații decât o realitate, dar recent observăm creșterea cooperării sectoriale în cadrul Uniunii Europene în domeniul securității. Avem nevoie de contacte de afaceri în domeniul infrastructurii, contacte între oameni îmbunătățite, pentru ca relațiile dintre noi să se dezvolte. Această inițiativă nu se leagă strict de securitate. Avem un alt format, cel B9. Și s-a menționat că am avut un summit foarte fructuos, recent, prezidat de președintele polonez și cred că și România are un rol important în acest forum. Dacă este vorba de cheltuielile pentru apărare, de exemplu, cheltuielile în Polonia sunt de circa 50% din cheltuielile membrilor flancului estic NATO. În România este cam 20% din
totalul cheltuielilor membrilor flancului estic, ceea ce demonstreze că ambele țări sunt dedicate cooperării în domeniu. Împărtășim ideile de bază în ceea ce vrește provocările ridicate de Rusia, consolidarea flancului estic, utilizarea măsurilor disuasive euroatlantice și așa mai departe. Dar, după cum spuneam inițial, avem nevoie și de o putere soft și trebuie să ne axăm și pe o securitate la acest nivel. Inițiativa celor trei mări este una foarte complementară pentru că oferă valoare adăugată în niște domenii care au fost neglijate în ultimii 25 de ani. Noi ne-am dezvoltat legăturile între Est și Vest și mare preț pe aceste relații. Pentru Polonia, Germania este crucială în ceea ce privește economie, securitate și așa mai departe. Dar nu trebuie să uităm de relațiile Nord-Sud și altele. Este vorba nu de a crea o alternativă la Uniunea Europeană, ci a consolida și mai mult Uniunea Europeană prin această colaborare suplimentară în cadrul regiunii. Cred că trebuie să ne axăm pe această legătură nord-sud în regiunea carpatică. Aceasta a fost neglijată și trebuie dezvoltată. Abia am început să punem bazele unor legături rutiere care să lege Salonicul de Lituania, dar cea mai importantă parte va fi legătura dintre Polonia și România. Trebuie să vedem cum am putea să valorificăm Via Carpatica pentru a înlesni contactele între oameni. Într-o lună, președintele polonez va organiza un forum regional al inițiativei celor trei mări pentru a îmbunătăți cooperarea din regiune și pentru a înlesni întâlnirile dintre oamenii din această regiune și a discuta posibilități de schimburi comerciale. S-au emis și niște idei privind digitalizarea și văd niște prieteni de la institut care au militat pentru această teză digitală, dezvoltarea unor infrastructuri în domeniul securității cibernetice, ca element suplimentar al cooperării noastre. Nu este timpul necesar aici, nu avem timpul necesar să discutăm toți pilonii inițiativei, dar subliniez faptul că se concentrează pe o coeziune sporită în cadrul regiunii. Nu este vorba de concurența între diferite proiecte sau găsirea unor alternative la integrarea europeană, ci această inițiativă are de-a face cu ideea că locuim într-o regiune a Europei. Aceste trei țări care reprezintă partenerii cei mai importanți s-a demarat în Dubrovnik, în Croația, primul summit, al doilea a fost organizat de către Polonia anul trecut, iar acum suntem pe punctul de a merge la summitul organizat în România pentru anul acesta, în septembrie. Eu cred că acest tip de conducere, spirit de conducere manifestat din partea țărilor din regiune, este ceva promițător.
Și cred cu convingere că va fi ceva benefic pentru toate țările din zonă. Vă mulțumesc. Întrucât am început ceva mai târziu, pentru că sesiunea anterioară a durat puțin peste program, cred că nu ne permite mai mult de 10-15 minute pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vă rugăm să puneți întrebări foarte scurte, încât panelul să aibă timp să vă și răspundă. Maybe this one is good. Now you can hear me. Great. Thank you very much. Vă mulțumesc. Două întrebări. Fac parte dintr-un grup de reflexie. Probabil că știți că istoricul acestei inițiative, relația sa cu Ucraina este complicată, a fost invitată la primul summit, dar nu s-a dus. Apoi a vrut să participe la al doilea summit, dar a fost respinsă pentru că întâlnirea era doar pentru țări membre ale Uniunii Europene. Și vreau să întreb dacă există posibilitatea ca Ucraina să participe la forumul comercial și dacă Ucraina încearcă să-și îmbunătățească statutul în cadrul grupului. A doua întrebare are de-a face cu prezentarea președintelui croat, pe care am auzit-o în Șobia anul trecut. Spunea că a prezentat această inițiativă în China președintelui și probabil că și China va finanța unele proiecte. Dar deocamdată se pare că doar SUA, Uniunea Europeană și țările inițiative vor finanța proiectelor. Și mă întreb dacă în inițiativa aceasta și 16 plus 1 vor fi complementare și dacă vor exista sinergii. Vă mulțumesc. Cred că trebuie să notăm întâi întrebările și apoi să le răspundem în bloc ca să facem economie de timp. Cine? Un general. General Camporini, vicepreședinte al Institutului din Roma. Aș avea nevoie de asigurări pentru că am auzit de programe de infrastructură și una din problemele cu care se confruntă armatele astea este deplasarea trupelor. Eu aș vrea să știu că în proiectele acestea de infrastructură se iau în considerare și nevoile militare. Astăzi există mai multe poduri critice, cu o poziție critică în Europa, care nu pot susține un tank. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Felicit autoritățile române pentru organizarea summitului prevăzut pentru septembrie. E foarte important că va fi găzduit de România și sunt de acord cu domnul ambasador Magheru. Istoria este importantă și chiar dacă aceasta este o inițiativă nouă, ea este și veche. Inițiativa poloneză este de asemenea importantă pentru că are de a face cu aceeași viziune de creare a unei zone de prosperitate și securitate aici la frontiera estică a Europei. Întrebarea mea este, proiectul este foarte important din punct de vedere economic.
Puteți să ne dați detalii privind finanțarea sa? Deoarece pentru proiectul Via Carpatica este ceva extraordinar, dar în realitate avem dificultăți foarte mari în construirea unor autostrăzi în România. Și cred că este important să ne referim la istorie, pentru că vom aniversa centenarul Unirii în România și în Polonia. De asemenea, se celebrează 100 de ani de independență și poate că în noiembrie am putea să sărbătorim împreună aceste momente istorice importante în istoriile noastre. Și apoi, cum puteți lua legătura cu cei de la Bruxelles pentru a-i convinge că nu, acesta nu este o inițiativă care să separe aceste țări de Bruxelles, având în vedere relațiile destul de tulburi în prezent între Polonia și Bruxelles. Vă mulțumesc pentru întrebări. Ne apropiem de finalul timpului alocat, de aceea am să rog panelul să răspundă la întrebări tot pe scurt, deoarece doamnele în special vor trebui să se gătească înainte de masa de seară. Și domnii vor trebui să-și pudreze nasurile. Foarte pe scurt, în ceea ce privește Ucraina, nu știam că Ucraina a fost invitată la primul summit de la Dubrovnik. Pot să vă spun însă următorul lucru. Problema nu este Ucraina, în mod special. Noi acum ne propunem să elaborăm un concept nou și ca inițiativei. Noi încercăm să punem carne pe oasele acestei inițiative și să dăm concret, ceva concret obiectivelor conturate. După consolidarea inițiativei, ne vom gândi dacă putem extinde această inițiativă pentru a cuprinde alte țări. Deocamdată, important pentru noi, cele 12 state participante, care sunt state membre ale Uniunii Europene totodată, noi credem că este important să consolidăm din spate inițiativa, să-i dăm substanță și să avem niște rezultate concrete. Nu putem să ne și extindem în același timp și să ne și consolidăm, să consolidăm substanța inițiativei. Asta nu înseamnă că este o inițiativă închisă, pentru că se referă la interconectivitate și aceasta nu se poate limita doar la aceste țări participante. Și înseamnă și conexiuni cu țările înconjurătoare. De aceea am și invitat reprezentanți din țările învecinate, cum ar fi Turcia, Moldova, Ucraina, pentru a lua parte la forumul economic. Nu cred că cel mai important lucru este să facem o poză frumoasă cu conducătorii politici la summit. Mai important este să avem niște proiecte economice concrete care implică nu numai țările deja membre ale inițiative, dar și țările învecinate. De aceea, în procesul de a identifica indicatorii pentru realizările proiectelor, am deschis posibilitatea unor proiecte derulate împreună cu țările vecine, care nu sunt țări participante în inițiativă. Prin urmare, vom reflecta în cadrul inițiativei, poate că la summit vom deschide calea invitării altor țări din regiune să ia parte la summituri, dar deocamdată prioritatea noastră este să consolidăm inițiativa conform valorilor deja exprimate. În ceea ce privește China, noi am discutat pe plan intern și
Când am stabilit conceptul și obiectivele inițiativei, am decis că această inițiativă să fie pro-UE și pro-SUA, pro-legătură transatlantică. China cooperează în cadrul 15 plus 1, în cadrul acestui format cu Europa, dar nu ar trebui să facem o confuzie între cele două. Acest document de politică prezentat astăzi prezintă în mod interesant interesele chineze în zonă și de ce 16 plus 1 și inițiativa celor trei mări au obiective și căi diferite. Deocamdată nu văd că ar fi o concurență între cele două. Însă, intenția noastră și voința noastră politică este să ne axăm pe cele 12 state UE participante, să ne axăm pe coeziunea în cadrul Uniunii Europene, să avem proiecte care să ne unească. Cum spunea și Witold, există cifre care demonstrează că țările din regiune sunt, de fapt, cele cu economiile cu o rată de creștere dintre cele mai ridicate. România a avut cea mai mare rată de creștere anul trecut și Polonia are o creștere remarcabilă ca și alte țări din zonă. Dar trebuie să ne consolidăm mai mult economiile și dezvoltarea regiunii. Pe măsură ce avem mai mult succes cu această inițiativă, vom fi tot mai interesați de participarea altor actori. În ceea ce privește mobilitatea militară, după cum am spus deja, această inițiativă, subliniez, nu este o inițiativă pentru securitate, dar în ceea ce privește interconectarea, și pe dumneavoastră vă interesează transportul, inițiativa are implicații strategice. Am menționat deja faptul că infrastructura care trebuie construită pe axa nord-sud, care totodată este și se înscrie pe direcția flancului estic al NATO, are de-a face cu interconectivitate și via carpatică, de asemenea, este importantă din punctul de vedere al mobilității militare, dacă se va finaliza. Deci, ținem cont de aceste lucruri atunci când discutăm proiectele de interconectare. De pildă, deși nu s-a luat o decizie finală, propunem un proiect de legătură feroviară între Gdansk și Constanța, important și în ceea ce privește mobilitatea militară sau ar putea fi. Toate aceste proiecte de interconectare pe care le discutăm ar putea să aibă implicații și pentru transportul militar. Deci noi suntem atenți la ce se discută și în cadrul UE și în cadrul NATO și în la summitul din iulie probabil că vom putea obține și un angajament privind mobilitatea militară. Eu nu sunt de acord cu inițiativa lui Marshall Bisovski. Interbellum, există desigur tentația de a face această comparație pentru că este vorba despre aceleași trei mări, însă acest document de politică menționează foarte clar acest lucru, de aceea vă și recomand să-l citiți și să recomandați și altor persoane să-l citească. Acea inițiativă în perioada interbelică avea un obiectiv geopolitic foarte clar, ținând cont de situația geopolitică de atunci care era diferită. Acea inițiativă fusese gândită ca bloc geopolitic pentru a se opune Germaniei și Rusiei într-un context specific care diferă foarte mult de contextul de astăzi, chiar dacă există unele similitudini. Inițiativa noastră nu are nimic de a face cu aspectele de securitate, are doar niște implicații asupra securității din regiune, dar într-un sens mai larg. Dacă economiile se dezvoltă și economiile sunt mai stabile,
dacă provocările țărilor noastre sunt rezolvate în mod adecvat și democratic, atunci noi vom fi mai puternici și implicit vom avea o securitate consolidată. Dar cam la atât se poate întinde comparația. În ceea ce privește Via Carpatica, Witold poate să vă spună mai mult și, nu în ultimul rând, cum putem să îi convingem pe cei de la Bruxelles. Noi la Bruxelles am explicat și în multe capitale ale Uniunii Europene, mai ales acelea unde există prejudecățile menționate, noi am explicat, deci, care sunt obiectivele inițiativei și cred că efortul nostru de explicare a fost destul de fructuos, pentru că, de pildă, Comisia Europeană participă, președintele Juncker a confirmat că va participa la summit și va fi asistat de, însoțit de comisarii relevanți. Deci vom avea și o participare din partea SUA. Nu vom menționa cum, în ce formă, dar cred că deja s-au infirmat deja unele dintre acele prejudecăți care nu sunt conforme cu realitate. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu cele spuse de Bogdan. În ce privește prima întrebare, pot spune că, într-adevăr, la summitul de la Dubrovnik am avut o listă mult mai vastă de invitați, era începutul inițiativei și de atunci toate lucrurile au fost puse în sertarele lor. Și, spre exemplu, țări care ar fi trebuit să fie invitate la acel eveniment, noi le voi trece pe toate în revistă, iar aveam și pe americani și pe chinezi la masa discuțiilor. Deci, bun, erau începuturile inițiativei și sunt absolut de acord cu ce spunea Bogdan. Acesta este un format UE deschis și colegilor din afară într-un anumit format. Și din punctul meu de vedere, un aspect pozitiv legat de întrebarea dumneavoastră în ce privește accesul țărilor care vin din afara regiunii celor trei mări, este acela că această inițiativă este privită ca o influență extrem de pozitivă. Ucrainienii, georgienii și chinezii sunt interesați de ea. Am primit semnale și din partea unor țări scandinave sau chiar din țări din regiunea Balcanilor de Vest și din alte țări. Deci această inițiativă a celor trei mări captează interesul oamenilor și, bun, nu e un răspuns propriu-zis la întrebarea pe care mi-ați pus-o, dar ce vreau să spun este că există un interes crescând. La cealaltă întrebare s-a răspuns. În ce privește aspectele militare, nu am de adăugat nimic nou. Pe partea de finanțare a proiectelor, acesta este un proiect prezidențial care are mai mult sau mai puțin și o implicare a guvernului. Nu știu cum stau lucrurile în România, însă în Polonia bugetul administrației prezidențiale nu dă pe din afară și președintele are o serie de puteri. Deci, practic, a promovat acest proiect din punct de vedere politic. În momentul în care vom alege proiectele, o să avem un consiliu alcătuit din reprezentanți ai administrațiilor prezidențiale din respectivele noastre țări. Aceasta dă și o legitimitate suplimentară acestor proiecte. Comunitatea de afaceri are nevoie de sprijin și protecția politică. Deci,
pot discuta la nivelul cancelarilor prezidențiale și să le spună acelora, uite, iată, acest proiect este foarte util. Avem un eveniment dedicat Via Carpatia, organizat la Rzeszów, Polonia, și vom avea participanți din partea mediului de afaceri, din partea celor implicați în proiectul Via Carpatia. Și aceasta este un proiect care beneficiază de un puternic sprijin politic. Și dacă vom avea succes, și eu sper că da, acest proiect va reprezenta un vehicul pentru finanțarea altor proiecte. E prea devreme să vorbesc despre implicarea țărilor la nivel național, dar există mulți actori non-guvernamentali, firme de capital care își doresc să contribuie, să participe la acest fond. Deci, în momentul de față, lucrurile par interesante. Trebuie să vedem cum vor evolua. Ok, referitor la Bruxelles. Inițiativa celor trei mări nu este formatul potrivit pentru a discuta chestiuni bilaterale cu Bruxelles. Toate statele membre UE au astfel de discuții pe diverse subiecte cu Comisia. Noi nu. Nu suntem un instrument geopolitic. Cei de la Bruxelles nu abordează chestiuni bilaterale în cadrul inițiativei celor trei mări. Sunt două lucruri separate. Așa cum a spus și Bogdan, despre Intermarium. Intermarium a fost o idee cu care am debutat pe vremuri. Astăzi avem NATO, avem formatul regional al proiectului B9. Nu mai e nevoie să ne gândim la formarea de alianțe militare în regiune. Deci, încă o dată, inițiativa celor trei mări este un instrument pur economic. Mulțumesc! Deja am depășit ora de încheiere cu o jumătate de oră. Le voi da cuvântul și celorlalți doi paneliști pentru intervenții foarte scurte. Referitor la întrebarea pusă de reprezentantul Ucrainei, știți că Ucraina are un rol aparte și același lucru se poate spune și despre Republica Moldova și despre Georgia. Dar când discutăm despre formate regionale, trebuie să nu cădem în tentația de a crede că putem avea un lucru care se potrivește tuturor. Deci avem B9 pentru flancul estic al NATO și inițiativa celor trei mări și trebuie să dăm dovadă de flexibilitate când ne gândim să ne tragem mai aproape pe vecinii din zonă. Spre exemplu, cooperarea de la Visegrad înainte, Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria. Nu e o idee foarte bună să o întinzi de la Bruxelles până la Beijing. E vorba de un format aparte care trebuie respectat. Și am pornit de la V3+, apoi când s-a considerat că participarea României este necesară, am avut V4+, și așa mai departe. Deci trebuie să încercăm să evităm acele situații în care diluăm proiectul prin lărgiri succesive. Trebuie să existe o... S-a crezut că e o graniță între țările care au făcut parte din blocul comunist și celelalte, dar nu e adevărat. Austria a fost parte în proiect. Și asta este cea mai bună dovadă a faptului că noi nu gândim în termeni geopolitici,
nu ne lăsăm împovărați de istorie, ci ne gândim doar la modul de a îi atrage cât mai aproape pe partenerii noștri din zonă. Și domnule Reicher, o intervenție scurtă. Da, foarte pe scurt. Înainte de acest panel, guvernatorul Băncii Naționale a României, domnul Iserescu, se referea, printre altele, la criteriul convergenței. Ținând cont de inițiativa celor trei mări, ideea este ca țările, dacă țările care participă la acest format constituie grosul în termeni economici, atractivitatea acestei zone europei pentru vecinii săi și capacitatea de atracție a Uniunii Europene în ansamblu va spori atât pe partea de politică de vecinătate, cât și de influență în politica externă. Deci dacă noi prosperăm și reușim în proiectul nostru, vom avea o influență pozitivă asupra vecinilor apropiați, fie ei estici sau vestici și Balcanii de Est. Pe lângă acestea, vom avea un impact pozitiv. Trebuie să restabilim legăturile între vechii parteneri europeni. Unele au fost date uitării și trebuiesc readuse în prim plan, poate într-o nouă interpretare. Și Adam a spus lucrul ăsta. Trebuie să vedem în ce fel ne legăm de proiectul macroeuropean. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Consider că dezbaterile au fost fructuoase și ne mulțumesc vorbitorilor pentru analizele lor cu care au clarificat această inițiativă nouă, dar promițătoare. Vă mulțumesc!